din episodul anterior. Chiar credeți că vă ajut după ce m-ați legat? Da, dacă vrei să afli cine a fost bunicul tău. Bine, dar după ce termin vreau să știu tot. Uite, am luat microfonul ăsta de la laboratorii de informatică de la liceu. Super, și ce vrei să faci cu el? Vreau să-l pun leningăs, dar doar că nu știu cum. Ce faceți aici? Pe mine m-a chemat Ambar. Pe mine m-a chemat Runa. Pe mine tot Runa. Ce ciudat. Îmi pare foarte rău, Lena, față de te-am greșit cel mai mult. Trebuie să-i spun și eu Selenei. Ce să-mi spui? Nu te cert. Vreau să spun că medalionul are puteri magice și pot să-ți citesc gândurile, pentru că și eu am fost sirena. Ce tare! Trebuie să le spun Federa despre asta. Hai, este ceva mai important să spun. Ce mai contează? Vă interesau doar medalioanele. O să facem noi. Ce? Tu nu ai fost în stare. Kira? Și tu ești? Ricky, m-a trimis ordinul să-mi spui despre sirene. Stai, ăla este Ricky? Da, el este. Cine-i tipa aia? Arată-m tatuajul. Ce tatuaj? Membrii ordinului au semnul ordinului tatuat pe mână. Ba da, Kira, ele sunt Selena, Milen și sora mea Elena. Bună, eu trebuie să plec. Ce ciudată! Îmi pare rău, n-am vrut să-mi dea informațiile. Le-am aflat noi. Una dintre sirene este cineva foarte apropiat. Sirenele, episodul 9. Răpirea sirenelor. Le-am aflat noi. Una dintre sirene este cineva foarte apropiat ție. O fată pe nume Selena. Selena? Este sirena? Da, și tu trebuie să o prinzi. Nu pot să-i fac rău. Nu este nevoie. Avem nevoie doar de medalioane pentru a le distruge. Diseară, adu-o la locul nostru. Ne ocupăm noi. Și cu Selena, ce să se întâmple? După ce luăm medalionul, o eliberăm. Fetelor, voi ce părere aveți despre Ricky? Și fără supărare, Elena, dar trebuie să recunosc că îmi place de el. Nu! Este regula prietenilor. Nu ai voie să te îndrăgostești de fratele uneia dintre noi. Eu cred că este puțin exagerată regula asta. Exact, adică dacă mie îmi place de el, cum poți să-i spui inimii să nu mai bată atât de tare de fiecare dată când îl văd? Hei, oprește-te! Nu vreau să aud asta! E ciudat! Poate pentru tine? Fetelor, am primit un mesaj foarte ciudat de la o colegă. Și că există un canal de YouTube despre noi. Cum adică? Adică Runa și Ambar fac pe detectivii. Și... ha! Am aflat cine ți-a pus microfonul în ghiozdan. Nu pot să cred că au ajuns să facă una ca asta. Aiurea rău. Oare au auzit ceva legat de faptul că suntem sirene? Sper că nu. Știți ceva? Hai să ne punem totuși medalioanele în buzunar. Eu l-am deja. De acord. Tu auzi ceva? Că eu nu. Da, dar e foarte încet. Vorbesc despre ceva medalioane sau... Stai, parcă au știut ceva. Care o fi faza cu medalioane? Nu știu, dar trebuie să aflăm. Hai să le urmărim. De acord. Și să postăm totul și pe vlog. Bine. Oare ce gândește Ricky despre mine? Stai, pot să aflu cumva. Hei, Ricky, ce faci? Bună, Selena. Chiar vreau să vorbim. Da? Adică despre ce? Vreau să spun ceva important, dar ar fi bine să ne vedem. Sigur. La ce oră? Diseară. Îți trimit eu locația.
Bine, de-abia aștept. Și eu. Ne vedem de seara. Ciao. Ce drăguț! M-a invitat la o întâlnire. Dar nu am reușit să-i citesc gândurile. Dar nu contează. Merg la întâlnire! Bună, Milen! Nu știu cine sunt, dar eu știu că tu e sirena. Ești în pericol. Ordinul știe despre tine și vor să te prindă. Ai încredere în mine. Trebuie să ne întâlnim. Selena și Elena sunt deja cu mine în siguranță. Ne vedem pe strada Roviunului. Cu ce să mă îmbrac? Oare merge asta? Sau asta? Oh, e foarte greu. Mersi că m-ai ajutat! Prietenii le-a nevoie să se cunosc! Acum hai să plecăm de aici! Hei! Ți-ai comandat deja noua colecție Back to School? Dacă nu, intră acum pe site-ul meu www.andragogan.ro și fii primul din clasa ta care are mască, tricou, caiet și ghiozdan marca Andragogan! Sunt pe multe culori și diferite modele. Avem și caiete cu serialul Sirenele. Comanda acum și primești un cadou din partea mea. Stocul este limitat. Ajutor! Ajutor să mă ajute cineva! Ajutor! Runa, ce faci tu acolo legată? Uite, bine stau. M-am gândit să mă leg singură de copac. Mă plictiseam. Stai să te ajut eu acum. Mai repede! Să facem și un videoclip pentru canalul nostru de YouTube. Ai nebunit? Salutare tuturor, noi suntem Rumbar. Bine, doar Ambar, pentru că Runa este legată de copac. Hai mai repede să mergem de aici. Poate se întorc. Au luat-o pe Lena. Cine? Niște oameni cu măști. Cred că se numea Ordinul sau ceva de genul. Hai că te ajutăm. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Trebuie să aleg ținuta perfectă. Știți acel moment când nu aveți idee cu ce să vă îmbrăcați? Vrei să fie ținuta perfectă, dar parcă nimic nu se potrivește. Dar până la urmă persoana care se întâlnește cu tine sigur te va plăcea așa cum ești tu. Deci nu are atâta importanță, pentru că mai important este caracterul și cum te porți decât ce este la suprafață. Ce faceți aici? V-am spus deja tot ce aveți nevoie. Ne trebuie medalionul tău. Înțelegerea a fost că dacă vă dau celelalte medalioanele, o să mi-l lăsați pe al meu. Ahaha, naivă, avem nevoie de toate 5 ca să le distrugem. Nu-l veți lua! Nu, lăsați-mă! Oare fac ce trebuie? Asta și-ar fi dorit bunicul de la mine? Adică și el a fost vânător de sirene. Probabil că da. Îmi pare rău, Selena, că trebuie să-ți fac asta. Trebuie să spun ceva important. Și eu.
apasă pe like și pe clopoțel ca să fii primul care vede următorul episod din serialul Sirenele. Cum crezi că se va numi următorul episod? Dă-mi un mesaj pe Instagram și cel care răspunde corect primește follow de la mine. Intră la famării și nu te